Nu cred în complicități și nu cred în opoziția de catifea. Mai important decât ceea ce ne spunem noi interiorul partidului, și ăsta este un semnal de asemenea pe care trebuie să dăm față de electorat că suntem gata să ne reformăm pe noi înșine, este ce spunem electoratului. Și aici o să ajung la acest concept pe care îl folosesc și pe care trebuie să-l explic. Generația 40 nu se referă la mine, nici la dumneavoastră. Se referă la un electorat pe care l-am avut, care are astăzi în jurul acestei vârste, de la 35 la 45, spre 50, care a votat odată cu Traian Băsescu, cu PD-ul, cu PDL-ul, 2000, 2004, 2007, 2008, 2009 și n-a mai venit în 2012 cu PDL. Este un electorat activ, un electorat care nu așteaptă pomeni de la stat, un electorat care nu așteaptă pomeni nici de la partide în campanie, un electorat care vrea sprijin de la stat să stea pe picioarele lui, un electorat care e dezamăgit de clasa politică și n-ar trebui să fie de noi. Acest electorat care este definit în moțiunea mea, generația 40, trebuie adus înapoi lângă PDL. Care este semnalul prin care îi convingem pe oamenii aceștia, pe spiritul PDL pentru care au venit odată la vot și au votat, există încă. Nu trebuie să facem lucruri extraordinare. Pe fond, noi am rămas aceiași. Sigur că ipostaza guvernării a pus în lumină și lucruri care se întâmplă, din păcate. Oameni necompetenți susținuți în funcții, greșeli la capitolul guvernare locală sau centrală, dar față de esența, de crezurile unui partid, astea sunt lucruri care se pot corecta. Pe oamenii aceștia trebuie să-i convingem că PDL, dincolo de micile erori pe care le-a făcut, a rămas același și merită să vină lângă noi. Nu trebuie să ne batem pe electoratul de 42% care a ieșit, din care 1.200.000 ne-au votat pe noi, de altfel. Al USL-ului, al PSD-ului. Electoratul care votează cu PSD nu va putea vota cu noi. Noi avem nevoie să luăm celălalt electorat, pentru care am avut măsuri și la guvernare. Pentru care, în continuare, trebuie să avem o viziune economică, dar și o viziune asupra societății. România intră într-o nouă etapă și are nevoie de o viziune care să-i traseze viitorul pe minim 10 ani. Cine va spune României ce trebuie să facă în următorii 10 ani? Care va fi partidul politic care va putea face asta? Dincolo de politica de zi cu zi, de hârâiala, de lipsa de viziune pe care o vedem astăzi la USL. Noi trebuie să fim acel partid. E mai mult, dragi colegi, decât alege între Vasile Braga și Elena Udrea sau Monica Macovei. E mai mult decât o bătălie, o competiție între persoane. Este vorba despre ce poate fi pe viitor Partidul Democrat Liberal. Cine are energia să ducă o echipă în fruntea partidului, o echipă care să cuprindă toți colegii din toate moțiunile, susținătorii tuturor candidaților, oricât vor fi ei.